Format în cadrul Academiei de Arte Frumoase Bucureștene Interbelice, sub îndrumarea unor personalități de seamă ale Școlii de Artă Românești, Francisc Șirato și Nicolae Dărescu, promotori ai noilor tendințe estetice ale epocei în pictura românească, Mihai Grecu, încă din primii ani de studii, și-a cultivat interesul continuu pentru cercetarea și diversificarea mijloacelor de exprimare artistică. Directorul Școlii Normale de la Cetatea Albă, Nicolae Țane, a fost primul care i-a descoperit talentele și capacitățile viitorului pictor. El a fost un om foarte generos, un om de înaltă cultură, care i-a sprijinit talentul, i-a achiziționat mai multe lucrări realizate de Mihai Grecu, chiar în acea perioadă, pentru una chiar a plătit o sumă fabuloasă pe acele timpuri, suma de 500 de lei de argint. Datorită lui Nicolae Țane, Mihai Grecu a fost acceptat la școala de vară de la Balcic, patronată de Regina Maria, având posibilitatea să lucreze în aer liber alături de scriitori români renumiți, Nicolae Tonița, Iosif Hiser, Lucian Grigorescu și alții. În toamna anului 1937 este admis la Academia de Arte Frumoase Grigorescu din București. Sistemul academic de predare îi părea însă cam învechit studentului basarabian, acesta având un caracter rebel. Mihai ținea că strălucitul pictor Alexandru Ciucurencu să-i devină mentor și îi aducea în fiecare duminică studiile sale noi. Pictată sub influența marilor maestri, această lucrare a devenit emblematică pentru creația lui Mihai Grecu, dar și pentru întreaga pictură basarabeană din acea perioadă. Revenit la Chișinău, a participat cu această lucrare în cadrul unei expoziții colective. Atunci a fost observat și înalt apreciat de către criticii de artă și pictorii consacrați din acea perioadă, pentru abordarea originală a subiectului, fiind departe de tematicile picturii angajate. Compoziția Maternitate, realizată în anul 1943, se află în colecția Muzeului Național de Artă al Moldovei și este prezentă în expoziția permanentă de artă basarabeană. Revenit acasă după deplasările sale de creație, Mihai Grecu redescoperă arta populară, artă care îi dă un puternic impuls creativ în operele pe care le va plăzmui de acum înainte. Tablou Recruții, realizat de maestru în anii 1964-65, încheie perioada de revizuire a moștenirii culturale. Dintre elementele tradiționale care sunt păstrate, putem cita acțiunea de subiect a racursiului de gen, psihologizarea personajelor, caracterul plat al compoziției. Scena de rămas bun a recrutului cu prietena sa, care este reprezentată în prim plan, doar estompează atmosfera generală a evenimentelor. Culoarea de roșu-portocaliu, culoare neobișnuită, consolidată de contrastul cu tonurile intense de albastru, verde, negru, exprimă concomitent lumina meleagului, dărnicia toamnei și plenitudinea existenței. Fiind un profund gânditor și un strălucit cercetător al materiei vizuale, cu un bogat arsenal de mijloace de expresie plastică, a reușit să creeze opere de o copleșitoare intensitate artistică. O dispoziție nostalgică ne trezește lucrarea Vatră în bugeac, realizată în anul 1981. Tușele cu pastă, care se suprapun și intensifică vibrația cromatică, sunt aici substituite de ușoare atingere ale pensulei, pentru a crea niște imagini fragile care ne vin din adâncul memoriei. Pereții casei nu se limitează aici, soba de vară este scoasă sub cerul liber, masa de sărbătoare este scoasă din curte, adică viața decurge într-un ritm care este cumva firesc. Lucrările lui Mihai Grecu pot fi interpretate ca un apel de a nu pierde și a nu uita tradițiile ancestrale. Prin numărul impresionant de pânze, prin expozițiile sale, adevărate evenimente artistice, Mihai Grecu și-a impus opera și personalitatea într-un context istoric marcat de influența nefastă a factorului politic. Mihai Grecu s-a stins din viață la 9 aprilie 1998.